Bine vă regăsesc, dragi fecioare, căci acest material vă este dedicat vouă și anume este bonusul pentru luna octombrie, pentru toate sufletele care sunt născute sub simbolul zodiacal fecioară sau poate aveți luna, soarele sau ascendentul în această zodie sau poate doriți să aflați informații despre un suflet născut sub acest simbol. Vă invit să parcurgem împreună această citire energetică ca bonus pentru luna octombrie și vă reamintesc că deja aveți pe canalul meu de YouTube mesajul complet cu mesaje venite din infinit pentru Zodia Fecioară. Astăzi voi folosi un oracol pe care l-am folosit doar în citirile mele particulare, oracolul arborelui sefirotic din Cabala și haideți să vedem ce taine avem noi dragi fecioare, pentru luna octombrie. Luăm trei mesaje pentru zodia fecioară din oracolul arborului sefirotic. Ce trebuie să știți, dragă fecioară? Mesaje pentru tine. Ne bucurăm de o citire frumoasă. Specială pentru tine. E bine, dragă fecioară, în luna octombrie, iată calea justiției. Se fac niște ajustări karmice și vei privi cu mai multă obiectivitate viața ta și ți se va echilibra balanța. Aceste ajustări karmice vor fi făcute în favoarea ta. Îmi pare rău că de la soare nu se vede foarte bine cartea. Este zeița Maat, zeița egipteană, care zeița justiției, a dreptății, care ține o balanță în mână și într-unul dintre talere este inima și într-unul este pana. Și trebuie să vedem care cântărește mai mult prin faptele tale. Deci, iată, ajustări karmice, ți se face dreptate în anumite situații de viață în care ai fost nedreptățit, reușești să dizolvi, poate chiar în mod conștient, anumite bagaje karmice cu care tu ai dus lupte de ceva timp, ai trei nopți întunecate ale sufletului, iată, vine zeița Maat și spune, te susțin pentru că este dreptul tău divin, ți se face dreptate de la univers, și sunt alături de tine și îți aduce un echilibru de plin. Această lună te echilibrezi în situațiile în care există conflicte. Vei reuși să ieși triumfător, triumfătoare, dragă fecioară, din acele situații și să te eliberezi de ceea ce nu-ți mai este benefic. Și ce te mai susține? Iată, ai elementul foc. Trebuie să lucrezi mai mult cu elementul foc pentru a trăi din nou pasiunea prin care tu făceai lucrurile, entuziasmul pentru a-ți manifesta creativitatea, pentru a crea din nou materie, pentru că tu, fiind zodie de pământ, ești foarte conectat cu materia și ai o iubire de a face lucrurile, însă aceste nopți întunecate prin care tu ai trecut ți-au diminuat acea pasiune a ta, creativitate și putere de manifestare și entuziasmul cu care tu făceai lucrurile în trecut. E bine, în luna octombrie, dragă fecioară, toate aceste lucruri vor reveni înapoi în realitatea ta pentru că fac parte din atributele tale divine și din felul tău de a fi. Și vei fi susținut să le manifesti din nou prin conectarea cu elementul foc. Îți vei manifesta mai plenar elementul foc din ființa ta. Și apoi mai ai calea stelelor care îți spune să visezi și să nu-ți pierzi speranța, că ceea ce-ți dorești tu să se manifeste este foarte aproape de a deveni realitate. Se află în câmpurile tale ca și când deja s-a înfoptit. Nu renunța și visează la ceea ce-ți dorești, imaginează, spune în cele mai fine detalii, pentru că ai toate șansele de reușită ca să obții ceea ce-ți dorești în această luna octombrie. E scris în stele, da? Pentru că ai calea stelelor. Vei lua oracolul în călătoria sufletului. Haideți să vedem mai multe detalii în ce domeniu ți se va face dreptate, dacă ai cartea justiției. Haideți să vedem.
Așteptăm un mesaj de la Univers să vină și a ta venit. Apoi, cum să lucrezi, să readuci pasiunea și ce obții prin manifestarea pasiunii și a creativității, să conectezi la speranța ta și la calea stelelor. Foarte frumos, mesaje foarte frumoase pentru tine, dragă fecioară. Ei bine, am spus că este vorba despre ajustarea unor bagaje karmice, transmuți karma, alchimizezi și iată ce ți se spune. Redirecționează focului toate acele energii stagnante cu care tu te-ai luptat. Focul are puterea de a transmuta, de a alchimiza. Dacă cumva simți că structurile tale sunt încărcate, te-a scos cineva din zona de confort, poți să-i scrii o scrisoare și apoi să o arzi, să o dăruiești focului. Să-i scrii tot ceea ce simți tu, absolut tot ceea ce simți tu și să o dăruiești focului. Sau dacă nu vrei să scrii, dar totuși simți că n-ai putut să spui ceea ce ai vrut să spui, poți să faci o înregistrare pe telefonul tău ca și când ai vorbi acelui suflet și să spui totul, tot oful inimii tale, indiferent cum simți. Chiar dacă simți să folosești cuvinte dure, nu te cenzura, pentru că ele se cer a fi eliberate pentru că le ai în structuri, altfel nu le-ai gândi. Și apoi șterge acea înregistrare, bineînțeles că nu o trimiți acelui suflet, și îți imaginezi în momentul în care o ștergi, că o trimiți în nucleul Mamei Pământ și ea se alchimizează, se transmută. Apoi, ce ți aduce această pasiune, entuziasm, creativitate cu care tu înfoptești aici pe Pământ, îți aduce te inspire să te conectezi la comoara abundenței, să conștientizezi pe deplin că tu ești co-creator cu Universul, iar Universul, dragă fecioară, este abundență infinită, este bogăție infinită de absolut tot ceea ce tu îți dorești. Trebuie doar să te conectezi, doar de tine depinde acest aspect. Și ce ți aduce calea stelelor, deci iată, îți vorbea despre a visa, despre a continua să fii inspirat și să ai speranță și această carte spune să fii cât mai pozitiv și să faci din munca ta o bucurie, pentru că este foarte important tot ceea ce facem noi aici pe Pământ să facem prin bucurie, prin dorința de a ne aduce contribuție aici pe Pământ. Prin a pune acea energie sacră și a binecuvânta ceea ce iese din mâinile noastre, ceea ce iese din ființa noastră, ca și contribuție adusă aici pe Pământ. Deci, nu te mai lua atât de în serios și fă tot ceea ce stă în putință ca munca ta să fie o bucurie, o celebrare aici pe Pământ. Și apoi voi lua oracolul zeilor, mai multe detalii despre ce energie trebuie să redirecționezi tu spre transmutare, spre alchimizare? Ce vrea să spună această carte? Apoi, cum te conectezi la comoara abundenței din structurile tale, care deja este în câmpurile tale? Și apoi, cum să faci munca ta să fie mai veselă, mai fericită, mai creativă? Iată, îți spune să fii mai inspirat și să te conectezi la momentul sacru de acum și să te conectezi la soarele de iubire. Deci poți să trimiți și către soare aceste energii stagnante, să rogi energia solară să preia aceste energii stagnante din structurile tale și să le alchimizeze, să le transmută pentru tine, pentru că soarele este putere, este vindecare și este foc. Și iată, vei fi inspirat cum să lucrezi cu aceste energii și ce trebuie să redirecționezi, să alchimizezi prin acest foc care ți-a apărut de atâtea ori în citirea ta. Și cum poți tu să creezi comoara abundenței în materie, iată, ți se spune să îți folosești imaginația și să lași creativitatea ființei tale să se manifeste pe deplin, pentru ca tu să ajungi la această comoară a abundenței cu ușurință, pentru că poți, dragă fecioară, că este o calitate a ta să lucrezi cu materia, îți aparține. Și cum să-ți faci munca mai frumoasă, să devină mai pozitivă, iată, printr-un nou început. Ți se spune
să dai un nou restart vieții tale, ți se pare ori schimbi locul de muncă, ori începi un proiect nou, ceva ce va aduce un refresh vieții tale, te va revitaliza, te va renaște. Deci în această lună octombrie, dragă fecioară, un nou început pentru tine care ți aduce bucurie, celebrare și deconectare de trecut. Alegi ceva ce te face să crești și să evoluezi în următorii ani. Să vedem dacă fecioară cum vrea Universul ca tu să fii și ce să oferă Universul în luna octombrie. Folosim oracolul Înger de Femei. Ei bine, ți se cere să fii răbdător, pentru că Universul are răbdare cu tine și spune că chiar dacă tu ceri să se manifeste anumite lucruri, există niște timp divin pentru asta și ți se cere ca și tu să fii răbdător și să oferi răbdare, să ai răbdare cu ceilalți care poate încearcă să grăbească lucrurile în privința ta și în legătură cu anumite situații de viață. Vei fi testat, ți se va pune răbdarea la încercare, dar vei trece cu bine de aceste dificultăți pentru că darul tău în luna octombrie este răbdarea. Și, dragă fecioară, haide să luăm pentru tine un mesaj cristic venit sub formă de channeling, scris de doamna Ana Aurora Șuncă într-o carte vindecătoare. Mesaj pentru fecioară. Începe tu. Începe tu, te rog, să te rogi pentru sănătatea celor din jur și eu voi continua lucrarea ta aducând sănătate. Începe tu să zâmbești celor din jur și eu voi continua aducând bucurie în inimile lor în fiecare zi. Începe tu să mulțumești că azi a răsărit soarele și pentru tine și eu voi continua să-ți fac zilele însorite și pline de daruri. Începe tu să fii calm când de alteori te enervai și eu îți voi aduce doar oameni buni și iubitori care să-ți arate că sunteți mereu o familie de vindecători și ai tuturor bolilor. Prin voi curge azi iubirea mea. Ea vindecă de la începutul timpului, dar voi ați uitat și nu mai credeți că azi este posibil. Începe tu să crezi cu tărie asta și eu îți voi da dovezi în care încrederea ta să crească de la o zi la alta pentru că te iubesc. Dragă fecioară, îți doresc să ai o lună octombrie de excepție. Îți mulțumesc că ești alături de mine pe acest canal sau dacă nu te-ai abonat încă la acest canal și îți doresc să ne continuăm călătoria împreună, te invit să te abonezi acum. De asemenea, îți amintesc că vei găsi în descrierea acestui video și detalii despre citirile energetice pe care le realizez. Lună cu bucurie!